tare tuturor, eu sunt Alex Pes și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. Acesta începem o serie care se numește Lucruri stupide găsite pe internet. Așa că să-i dăm drum. Eu acum vă voi citi câteva dintre propozițiile care le-am găsit eu așa mai stupide și hai să dăm drum. Mama, poți să mă uit puțin la TV? Da, numai să nu-i dai drum. Te sună cineva și întreb, ce faci? Bine, acum vorbesc cu tine la telefon. Vine cineva și te găsește făcând duș. Faci duș? Strigă el. Nu, voiam doar să văd cum ar fi o ploaie cu apă caldă în baie. Vine soțul acasă, rup de beat, iar ia, ai băut? Nu, mi-am injectat acolo în venă. Ce faci? Vorbești la telefon? Nu, răscul să văd dacă-i bate inima. Plângi? Nu, urinez pe ochi. După ce tragi o trântă și îți julești genunchiul, te-ai lovit rău? Nu, bine, sau te doare? Nu, mă gâdlă. Dormi? Nu, mă pregătesc să dorm. Ce faci, m-ai trezit? Nu, am murit. Nu, am murit, ceea ce vezi este fantoma mea. Ce faci, fumezi? Nu, trag din țigară. Nu, trag din țigară ca să nu se stingă. Te-ai cumpărat un ceas nou? Nu, e tot ăla vechi, dar i-am schimbat marca, acum e altul. Ai căzut? Nu, am sfărutat asfaltul. Nu, am îmbrățișat scările. Cum a fost la lucru? Bine, soarele, mare, plaja, cocktailuri. Cum poate fi la lucru? Polițistul întreabă. De ce v-ați urcat bat la volan? Trebuia să țin de ceva. Vine soțul la casă beat. Soția îl așteaptă cu mătura. Iar, ce faci? Mături la 1 noaptea sau vrei să zbori? Tata. Îmi dai niște bani pentru tine? Nu, pentru câine. Asta nu pot să știi. Te-ai vopsit? Nu, de obicei primăvara mi se schimbă plana. Urci până sus? Nu, urc până jos. Vrei să ieșim în oraș? Nu, vreau să intrăm în oraș. Mi-am luat telefon sub acvatic. De ce? Să poți vorbi la telefon sub apă? Prezându-l cu altcineva. Mă încerc? Nu, doar mă... Ce faci pe jos? Îmi caut cheile. De ce? Le-ai pierdut? Nu, doar ne jucam de a face ascunsele. Bun, deci acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, să dați un share pe Facebook, pentru că asta mă ajută să cresc. Și să vă abonați dacă încă nu ați făcut. Eu am fost Alex, iar voi data viitoare. Numai bine. Pa, pa!